Bună, dragii mei! Sunt Luciana, bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Mă bucur foarte tare că sunteți aici. Astăzi avem un book tag pe care l-am preluat de la Didi, de pe Coffee and Books. Am să vă las canalul în descriere. Avem 8 întrebări legate de cărți și prima este așa. Alege un cuvânt care descrie ce înseamnă a fi cititor pentru tine. Pentru mine a fi cititor înseamnă teleportare. Cred că cititul îți dă puterea de a te de a evada și de a te duce pur și simplu într-o cu totul și cu totul altă lume. Mie de asta îmi place să citesc. Îmi place foarte tare să citesc pentru că mă relaxează și mă ajută să evadez și să intru în alte lumi și să trăiesc tot felul de aventuri odată cu personajele din cărți. Sau chiar dacă sunt dintre astea mai științifice. E întotdeauna foarte interesant să intri în lumea unei cărți și să mă evadezi acolo. Așa că da. Cuvântul ar fi teleportare. Sau evadare. Merge și evadare. A doua întrebare. Care a fost prima carte de care te-ai îndrăgostit? Prima carte de care m-am îndrăgostit a fost un volum cu basme ale fraților Grimm. Aveam, cred că, vreo 9 ani. Până atunci citisem cărți dintre astea, citisem povești și povestioare din culegerile de limba română, probabil ca orice copil. Citisem Vrăjitorul din Oz, pentru că a trebuit să-l citesc prin clasa a doua. Și apoi am dat prin casă de un volum cu basme ale fraților Grimm. Nu știu dacă îl cumpăraseră ai mei sau dacă îl primisem. Dar țin minte că părea așa destul de vechi, era o ediție cartonată, cu desene, o ediție dintre aia așa mare, nu știu dacă am ceva să se compare. Da. Ceva în formatul ăsta, asta e Basmele Românilor, era o carte mult mai groasă, dar tot așa mare, pătrățos, cam de vreo 2 ori mai groasă ca asta. Și pur și simplu m-a fascina, am respirat cartea aia, am citit, erau vreo 20-30 de basme, cred, în ea. O foaie foarte groasă, copercile și ele foarte groase, mirosea foarte mișto. Din păcate, copil fiind și tu mai prostănac așa de pe lume, cred că am și scris pe ea. Dar da, aia e prima carte de care pur și simplu m-am îndrăgostit. Când mă mai duc pe acasă, dacă o găsesc, cred că am să o aduc să vă arăt. Următoare întrebare, hardcover sau paperback? Îmi plac foarte tare cărțile hardcover, așa cum arată, cum miros, se prezintă foarte interesant. Sunt rezistente, însă de obicei cumpăr paperback pentru că sunt mai ieftinuțe ele așa și prefer să-mi iau un format mai ieftin și, nu știu, la 2-3 cărți în format paperback să-mi pot cumpăra încă una față de câte mi-aș fi putut cumpăra din aceiași bani dacă aș fi luat hardcover. Așa, următoarea întrebare. Cum ți-a format cititul identitatea? Cred că cititul m-a făcut în mare parte așa cum sunt eu sau în mare cum îmi place mie să mă cred. Cred că cititul m-a făcut empatică și visătoare și creativă. Și cred că astea sunt caracteristicile mele principale. De fapt, nu știu că astea sunt caracteristicile mele principale și așa cum mă văd ceilalți, pentru că la un moment dat am fost la un târg de joburi, am participat la un seminar de branding personal și am fost puși ca exercițiu să sunăm 5 persoane foarte apropiate, parcă 5 sau 7, nu mai țin minte, și să le spunem persoanelor respective să ne caracterizeze cu primele 3 cuvinte care le vin în minte. Și la mine, cel mai des folosite au fost astea, cu empatică, creativă, visătoare, chestii la modul ăsta. La toate persoanele pe care le-am sunat, toate persoanele pe care le-am sunat au adus în discuție aceste cuvinte. Bun. Următoarea întrebare. Ce carte citești când vrei să te simți confortabil? Citesc fantasy la orice oră din zi și din noapte, de-aia am seria Harry Potter,
Am pe aici fantasy sau beletristică, nu prea am fantasy în momentul ăsta în bibliotecă. Am seria Narnia, Hans Christian Andersen, cam în zona mea mă duc. Sau citesc ceva de Mary Emanuel Schmidt, că mă relaxează mereu. Bun. Te-a învățat cineva să fii un cititor sau ai devenit unul pe cont propriu? Nu știu dacă m-a învățat, cred că cumva am devenit cititoare singură, dar am fost foarte tare încurajată de mama, pentru că în momentul în care a văzut că pur și simplu respir povestioarele alea din culegerile de limba română și că terminasem prin clasa a doua, a treia, aproape toată cartea, terminasem manuale, citisem absolut toate textele pentru că îmi plăcea. Și mama a observat chestia asta și de câte ori avea drum la Târgu Jiu, pentru că eu sunt din Modru, unde nu, cel puțin nu era la vremea aia cine știe ce librării, de câte ori se ducea la Târgu Jiu, mi-aducea cărți. Și mi-a cumpărat, printre primele mele cărți au fost Heidi cu o reinimă de copil, cea mai fost Singur pe lume, Prinț și cerșetor, cărți în genul ăsta. Așa că mama a fost cel mai mare fan al faptului că mă transformam într-un cititor și chiar m-a încurajat. Descrie locul tău preferat unde citești. Păi de obicei citesc acasă, în pat, în weekenduri. Seara nu prea că ajung acasă destul de obosită sau când ajung acasă m-am pus să-mi fac mâncare, m-am uitat la clipulețe pe YouTube. Asta când ajung direct acasă și eu știu, nu ies cu prietenii sau nu am treabă după muncă sau chestii de genul ăsta. Am încercat să citesc în metrou sau în autobuz, dar uit să cobor la stația mea. Și de multe ori mi s-a întâmplat să încerc să citesc în autobuz și să uit să cobor la stația mea, să nu-mi dau seama că am fi caz să mă dau jos și să merg până la capăt și să trebuiască să mă întorc, pentru că nu eram atent la ce se întâmplă în jurul meu. Deci, eu citesc cărți care mă trau cu totul în lumea lor de poate să bubuie lângă mine Cernobâlul, Hiroshima, Nagasaki, orice și o să fiu în cartea aia. Dacă nu mă absoarbe în halul ăsta, o las. Da, nu, dacă o carte nu mă prinde cu totul, îi pun pauză și încerc mai încolo. Cum am făcut și cu Chemarea Cucului, care până la urmă mi-a plăcut extraordinar de mult. Da, și de asta citesc în pat. În pat, cu o cafeluță, că uite, trebuie să descriu. Sub o păturică, mai deschid fereastra, că acum e cald afară și se mai aud păsărele, sau cum bate vântul prin tel din fața ferestrei, pentru că, da, sunt o romantică, am un tel în fața ferestrei. Bun, și ultima întrebare, care este cartea care ți-a schimbat felul de a vedea lumea? Cred că Le Scafandre et le Papillon de Jean-Dominique Bauby. Este o biografie. Cartea în sine este un spoiler total, pentru că știi din prima secundă că omul ăla o să moară, pentru că așa începe, asta e pe prima pagină, înainte de introducere, înainte de orice altceva. Dar e foarte tare. Pentru cei care nu știu, omul ăsta era editor șef, cred, ceva de genul, la El Franța, a avut un atac vascular cerebral și a rămas într-o stare din aceea de locked in, adică era prizonierul propriului corp. Și singura parte a corpului pe care putea să o miște era pleapa stângă. Și logopeda lui a făcut un sistem de comunicare prin care cineva dicta alfabetul francez în ordinea uzanței, iar el clipea când alegea litera, clipea cu ochiul, încă nu mai avea să se mișca. Și mi s-a părut foarte tare faptul că omul ăsta, care era pur și simplu un playboy, adică era un bărbat de succes, era despărțit de o soție de nu știu cât timp, avea trei copii superbi, la modul că frumoși, deștepți, iubitori, tot ce ai putea să-ți dorești de la un fiu sau o fiică. Avea o amantă superbă. Și vă dați seama, dintr-o dată, peste noapte, să te trezești în starea aia și să găsești din situația voința de a mai trăi, mi s-a părut fascinant. Ce drept a avut el, probabil cea mai bună îngrijire, că nu era chiar un nei ca nimeni, adică îmi închipui că familia și permitea să ofere cea mai bună îngrijire, era cineva era cu ochii pe el și probabil a contat și asta.
Dar mi se pare că, așa cum vă spuneam, mi se pare fascinant să reușești din starea aia să găsești motivația să mergi mai departe. Pentru că, hai să fim serioși, în momentul în care ți se întâmplă ceva, cred că știm cu toți cum este să treci prin stări de anxietate sau prin depresii mai ușoare sau mai grele. În momentul ăla în care tu ai căzut, nu contează ce ai și ce nu ai. Sunt momente în care poți să ai absolut toți banii din lume dacă tu aici ești la pământ și dacă tu nu găsești forța să mergi mai departe, poți să ai munți de aur, că absolut nimic nu te ajută. Și pe mine m-a inspirat foarte tare că omul ăsta, în starea în care era, de-abia putea să miște pleapa stângă, a găsit voința să meargă mai departe. Și chiar vă recomand din tot sufletul cartea. Da, și cu asta s-au terminat întrebările mele. Dacă ești pe YouTube și încă nu ai făcut acest book tag, se numește Sunt un cititor, te invit să-l iei și tu. Și apoi să îmi zici acolo în comentarii ca să văd și eu ce ai răspuns. Și am să pun întrebările dacă vreți chiar voi să răspundeți cu sau fără canal de YouTube, cu sau fără blog, cu sau fără orice. Dacă vreți să răspundeți la întrebări, eu le las în descriere și pe ele și îmi puteți răspunde în comentarii. Aș fi foarte bucuroasă să aflu și răspunsurile voastre la aceste întrebări. Până data viitoare, eu sunt Luciana, vă pup!